o să mergem la vot, da? Pe 26. Mergem la vot, frumos, intrăm. Ajungem la comisie. Începe nebunia de acolo. Pentru că e pe bune, este prima oară când vom spune direct în fața comisiei cu cine votăm. Votul ăsta va fi secret, cum sunt eu, invizibil. Deci te duci la comisie și spui, comisia te întreabă, ce buletine vrei? Sunt, da, sunt trei buletine, trei urne, da? Ăsta, trei buletine. Buletinul unde îți alege europarlamentarii și cele două buletine propuse de președinte cu interzicerea amnistiei și grațierii primul și interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, nu știu ce, știți voi. Deci cele două întrebări de la referendum. Trei urne, trei buletine. Dacă n-ai chef să votezi la referendum, adică dacă ești mai anti-Iohannis, ca să nu zic PSD, te duci la comisie și ce zici tu? Nu vreau buletinele, pentru că și dacă le iei și votezi nu, tot un vot de da e. Pentru că, așa cum știm, prezența este esențială la referendum. La un referendum te bați cu prezența, nu te bați cu altceva, cu întrebarea. Și atunci avem această situație extrem de stranie. Te duci la comisie și spui, dragă comisie, eu votez cu PSD-ul, nu vreau decât un buletin. Pe bune, așa o să se întâmple. Sau, dragă comisie, vreau toate cele trei buletinele și sunt foarte frumos și bun și tânăr. Lucrurile, să zicem că pot merge ok în zone normalizate, în bazine electorale normale, să le spunem așa. Sunt și de-astea în România. Dar așa cum știți, închipuiți-vă într-un sat unde nu s-a votat decât PSD de 100 de ani. Hai, 30. Se duce omul de la sat și zice, aș vrea și eu buletinele cu referendum. What? Deci, ce se întâmplă acolo? Se știe imediat, să ajunge, nici nu mai înainte se pozau voturi, acum te supraveghează din secție ce faci. De partea cealaltă, să zicem că ești un PSD-ist ascuns, nu știu, prin Cluj, pe nu știu unde. Cum zici că nu vrei buletinele? Că dacă le vrei, deja s-a pus prezență. Deja ești prezent la referendum, deci deja ai susținut referendumul lui Iohannis. Dacă ești cu Iohannis și cu PSD-ul, nu dă prea bine nicăieri. Deci cam asta o să fie ca să ne lămurim și o voi repeta până la până în data votului. Da, mergem la vot, însă atenție, avem niște situații ciudate rău. Ca să nu le zic altfel, sunt stranii, s-a lucrat la asta din toate părțile, trei urne, trei voturi, de-aia nu e bine să amesteci, de exemplu, referendumuri cu alegeri europene, iar mai ales la noi, cum polarizarea asta, de multe ori artificială, desigur, dar ea totuși funcționează în continuare ca o etichetă. Adică PSD-știi fac așa, nu iau buletinul, nu așa, nu sunt europeni, mai nou, ați văzut mai devreme, ăilalții super europeni și votează peste tot pe unde apucă, când ai astfel de polarizări clar ștampilate, se alege praful de democrație. Sau poate nu. Mergem și votăm cum trebuie.